noi ediție Selectiv cu Dan Bucura. Bun găsit! Bună seara, Irina, bună seara, oameni buni! Vă fac din capul locului o mărturisire. În seara asta mă pregătesc să stau jos în emisiune mai mult decât am stat vreodată în cei 3 ani de când fac emisiune aici. Da, de ce? E simplu. Cei care urmăriți constant știți, îmi place să stau în picioare, să mă agit, să mă duc la invitați, să arătăm la wall, să facem precum maimuța pe aici în studio. Nu e cazul acum. Am 3 invitați, unul la unul, 3 interviuri, câte o oră fiecare. Și asta e singurul moment în care stau jos. E bine, da, o să stau jos, dar stau alături de personaje extrem de importante. Avem una bucată primar și nu oricare. Primar greu, primarul capitalei, actualul și își dorește și următorul. Avem una bucată ministru, ministru agriculturii, aia care trece prin stomacul nostru și care ne îngrijorează de când cu problema ucrainiană. Și desigur, mai avem și un meci cu greutate într-un partid mai mic de Fâșnești, partidul SOS România. Dacă tot se ceartă soții acolo, am adus și eu unul aici să decriptăm care-i treaba, domne, cu partidul ăsta, cine cu cine se încaieră, o fi încăierarea rușilor cu americanii, o fi asta românească a noastră. Da, eu până una alta cu Silvestru Șoșoacă o să combat, n-o să mă încaier. Cam asta e desfășurătorul nostru, vă mulțumesc mult. După scurta pauză de publicitate, intrăm direct în pâine ca să nu pierdem, fiindcă sunt 3 ore, dar tare repede trec la noi aici. Dan Bucura, mulțumim și punem punct aici jurnalului orei 20. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe P1 TV. Bună seara, prietenii mei selectivi, bună seara din nou. După scurta intervenție de mai devreme, deja știți cam ce facem astăzi. 3 ore de interviu, unul la unul, 3 personaje, 3 personalități și sub o formă sau alta, toate 3 cred că vă vor cere anul ăsta sprijinul electoral, adică votul. După emisiunea de astăzi, sper, dragii mei, să plecați mai deciși ce faceți cu acel vot sau cu ștampila aia mică pe care o să tot o scoateți și o să o puneți după unde doriți dumneavoastră. Hai să nu mai lungim vorba, că ora e scurtă în televiziune, invitatul meu e pregătit, eu nu l-am mai avut de ceva vreme și am aici la întrebări de nu mai știu ce să fac cu foile, unele de la dumneavoastră, cei care mi-a scris pe Facebook, altele de la mine, de la bucureșteni. Bună seara, domnule primar Nicuș Ordan. Ce faceți? Înțeleg că vă încălziți pentru un nou mandat. Sunteți printre puținii care cu 3 luni înainte de alegeri ziceți eu vreau să candidez. Cam rar așa personaje în București în vremurile noastre. Da, bun. Asta e contextul, dar dincolo de asta, faptul că s-au decalat alegeri, faptul că nu avem o dezbatere serioasă pe proiecte, faptul că se discută că Bucureștiul îi da la schimb pe alte candidaturi, nu e ce mai avem dezbateri în campaniile electorale? De mulți ani nu mai sunt. Adică, bun, dar unde, totuși unde e interesul public? Mă face să-mi amintesc de tinerețea aia de acum 20-25 de ani, făceam presă, vedeam dezbateri între finaliști la prezidențiale, la primării, la... Acum nu mai există dezbateri. Da. Totuși, noi trebuie să aducem aminte, suntem într-un context politic, să zicem, dar totuși noi trebuie să aducem aminte oamenilor că, teoretic, clasa politică apără interesul public și toate proiectele care vin ei sunt pentru binele oamenilor și că o dezbatere electorală presupune o dezbatere de proiecte în care unii învață de la alții, inclusiv cetățenii învață niște lucruri sau cetățenii învață pe candidați niște lucruri, ca eu asta văd. Da, asta de manual lucrurile astea, dar noi nu le mai vedem în practică. Din start, domnule primar, nu este emisiune electorală. Le-o spun și telespectatorilor, nu o să vină primarul capitalei acum și eu să spun, domnule, cum puteți fi atât de superb, de grozav, cum, ce mari proiecte ați făcut și o să faceți. O să vorbim și despre proiecte, desigur, dar nu este o dezbatere electorală, mai ales că nu am candidați. Dacă mai aveam 2-3 să-i pun pe dumneavoastră pe ei, era, dar noi nu știm deocamdată. În afară de Piedone, apropo, e cam singurul, nu? Pe Firea se pare că au tras-o pe linie dreaptă, moartă, PSD-iștii, dreaptă, da, stânga pe linie. Pe Piedone, vă temeți de Popescu Piedone și a anunțat candidatura pe scaunul pe care stați dumneavoastră aici. Da. Am luat cu rezerve anunțul ăsta. Ce important este că noi avem un primar în funcție,
care în sondaje are 30-35%, 36% în ultimul pe care l-am văzut. Avem un partid PSD care are 30-35%. Avem alegeri într-un tur, în alegerile într-un tur oamenii votează util și asta o să fie meciul. Asta este predicția mea. În 2020 am fost votat de un întreg public de dreapta împotriva, ca să curme, 12 ani de administrație PSD în București. Oamenii le invit să evalueze activitatea și să din nou să voteze pentru în meciul ăsta dreapta versus PSD. Cam asta e. O să încep cu o chestiune pe care am văzut-o zilele trecute la dumneavoastră pe pagină. Și chiar o să-l rog pe Alexandru, producătorul meu, să ne o pregătească. Este un carton, cum numim noi, mai exact o comparație, o analiză comparativă între cât de tare foloseau bucureștenii mijloacele de transport la un anumit moment versus acum. Pare o evoluție în bine. Uitați, pentru telespectatori ne-o și pregătește Alexandru. Ce avem acolo? Cred că o vedeți deja și dumneavoastră, domnule primar, dar să o pregătim și pentru telespectatori. Deci, abonamente vândute. Septembrie 2021, 160.767. Septembrie 2023, 195.866. Mai avem acolo tot o altă bilete vândute, mă rog, biletele. Septembrie 2023, adică față de acum 2 ani. Bun, asta înseamnă că ce? Asta înseamnă că avem mai mulți călători în transportul public și ceea ce e un lucru bun. Eu cred că asta vine din îmbunătățirea flotei. După cum știți, noi am adus, suntem la 75 de tramvaie. Din 89 nu s-au mai cumpărat tramvaie noi în București. Am adus 100 de autobuze electrice, am început să aducem cele 100 de troleibuze. Am externalizat curățenia, am făcut biletul acela și abonamentul unic cu metroul și am egalizat tarifele pe transport public de suprafață pe metrou. Avem integrarea cu aplicația Google Maps, adică poți să-ți optimizezi traseul, avem verificări în cap de linie, am dus niște trasee, am modificat niște trasee ca să mergem în cartiere în care oamenii nu aveau și aveau nevoie. Cam astea sunt lucrurile pe care le-am făcut pe transport public. Acum eu la capitolul ăsta am urmărit postarea, dar vă mărturisesc că m-am și amuzat și cred că de asta poate ar trebui să discutați și cu oamenii de PR care au creat această statistică. În 2021 era un an pandemic. Adică dacă ar fi fost invers cifrele și că în anul în care noi eram închiși în casă mergeau mai mulți cu STB-ul sau cu RTB-ul... Da. E ca și cum ai spune că în perioada aia erau mai puține accidente și după ce s-a dat drumul la circulație au fost mai bune, statistică dată de asiguratori. Eu îi cred, dar... Pandemia s-a încheiat în mai 2021. Adică... Și noi avem cifre... 3 luni, 4 luni, 5 luni din statistica aia eram încuiați în case. Nu, în mai 2021. Ce vedeți dumneavoastră este septembrie 2021, 4 luni mai târziu. Dar noi avem statistica pe 2021, 2023, 2022, 2023, lună cu lună și se vede creșterea de la an la altul. Putem să comparăm și cu 2022. Dacă. Interesant. Mai am un indicator tot comparativ, că de-aia mi-a plăcut pornirea asta cu comparația. Ponderea Bucureștiului în formarea PIB la nivel național a scăzut în 2022 la 29,8% comparativ cu 2019, când era 37%. Asta cum o decriptăm? Nu cred cifra asta. Este de pe statistica... Nu cred cifra asta, da. În orice caz, București, Ilfov e un procent important din economia. Știu că au circulat niște alte cifre. Nu, din ce știu eu, nu s-a schimbat ponderea PIB-ului produs de București în PIB-ul național. Ca să închidem vechiul capitol, care am început emisiunea cu el și asta cu candidaturile, din punctul meu de vedere, cred că Gabriela Firea nu va fi contracandidatul noastră. Sigur, surprize pot apărea, dar se lucrează pe surse și o să vă rog să comentăm 30 de secunde sau un minut și acest scenariu. Se lucrează pe surse la un candidat independent, susținut atât de PSD cât și de PNL, adică și de stânga și de dreapta. E cumva, dacă vreți, din punctul meu de vedere, modelul de acum 4 ani al candidatului Nicu Șordan,
care a venit independent, a avut două sau trei partide în spate și a câștigat. Da. Deci se creează cumva o oglindă a noastră, nu vă îngrijorează? Cu diferența că eu aveam 10 ani de muncă în urmă pentru București. Iar acum nu știm cine va fi oglinda, nu? Da. Poate va avea 20 de ani, nu știu, dau un exemplu, habar n-am. Da. Deci nu vă îngrijorează ideea asta. Ce spun eu este că e neserios să faci un proiect pentru București în 3 luni. Sau în 2 luni, cât o să mai fie din momentul în care va fi anunțat. Bun, mergem în pâine pe administrație. Cel mai rău pentru un primar general e un primar de sector plângăcios. Cunoașteți citatul? Bănuiesc că da, pentru cine l-a scăpat, îi aparține a invitatului meu, primarul Nicușor Dan. Păi, vă spun sincer, cu citatul ăsta, mie mi se pare că i-ați dat așa o zmetie, jurnalistic vorbind, inclusiv colegii noastre de alianță, Clotilde Armand, care de 3 ani și jumătate se cam tot plânge. Ba că luptă cu mafia și nu iese, ba că consilierii sunt răi, ba că nu-i trece nimeni proiectele. Nu e modelul ăsta de, cum ziceți aici, primar de sector plângăcios? Bun, în primul rând vreau să spun că nu m-am gândit la cineva. Sunt convins, tocmai de-aia vă întreb eu așa am identificat. Când am spus asta, am spus-o pentru că au fost mai multe... Da, în fine, am spus-o într-o adunare foarte mică. Eu știu exact când am spus-o, fiecare acum identifică tot ce spune, din... Tot ce pentru spune. Că noastră n-ați dat un nume, n-ați zis primarul X, un primar de sector plângăcios. Așa și eu mă gândesc, care o fie la plângăcios? Era un context mai, cumva, mai... Deci nu, n-ar trebui să se simtă vizată doamna Clotilde Armand. N-ar trebui să se simtă vizat niciun primar de sector. Da. Ah, interesant, da. Sunteți un primar care invocă foarte des și bine face, zic eu, sintagma respectarea legii, în orice. Da. Da. Trebuie să respectăm legea înainte de a face, de a drege, că vin alții și spun, doamne, dar noi vrem să facem, nu ne dă voie primarul. Uh-huh. Și spune, nu vă dau voie, respectăm legea. E bine și bucureștenii sunt fascinați de sintagma asta. Întrebarea este... Cum se împacă acest model al dumneavoastră cu faptul că există o lege pe care nici dumneavoastră n-ați respectat-o niciodată de când sunteți primar? Și mă refer aici la legea care vă obligă ca o dată pe lună să vă întâlniți cu toți camarazii dumneavoastră de luptă administrativă din București, și anume primarii de sector. O dată pe lună zice la metodologie că trebuie să faceți această întâlnire. Sper că nu greșesc când spun că n-ați făcut-o aproape niciodată. Nu, am făcut-o nu în cadrul ăsta, după cum știți, noi am avut la începutul mandatului, am preluat o chestiune extrem de instabilă cu deșeurile, ca să nu spun ilegală, dar să-i spunem instabilă, și am creat un ADI al celor 7 primari de sector, 6 primari de sector plus primarul capitalei, și ne întâlneam destul de frecvent la începutul mandatului, după care lucrurile au început să funcționeze și nu ne-am mai întâlnit cu toți în formatul ăsta. Însă au fost sute de proiecte, pentru că așa spune legea, că în momentul în care un proiect, pentru că municipiul București este unicul deținător al domeniului public din București, sectoarele n-au domeniu public, n-au proprietăți, și multe alte atribuții pe care Consiliul General le are și Consiliile Locale de Sector nu le au. Au fost sute de proiecte care au venit de la sectoare și pe care eu și cu aparatul executiv al primăriei le-am pus pe ordinea de zi a Consiliului și Consiliul le-a votat. Inclusiv la ultima ședință au fost vreo 10. Deci proiecte pe care sectoarele le au și care sunt evident benefice trec de Consiliul General prin acțiunea mea directă. Da, încă o dată, întâlnirea cu primarii, cu ceilalți gospodari ai Bucureștiului, cum le zic eu, da. O faceți măcar o dată la 2 luni sau la 3 luni? În ultima perioadă n-a existat această întâlnire, au existat solicitări punctuale de la primarii de sector pe care, cum am spus, le direcționăm administrativ. Da. Eu v-am întrebat pentru că am avut pe același scaun și aproape toți ceilalți primari și toți la unison, except pe Clotilde Armand, pe care recunosc, n-am reușit să o aduc, toți au spus, domnule, nu găsim înțelegere la capitolul discuții de lucru. Și ei spun așa, domnule, nu vrem să ne întâlnim cu domnul Nicușor Dan să bem cafele sau ceaiuri. Vrem să discutăm proiectele noastre, din respect față de electoratul nostru, ar trebui să ne asculte. Și totuși nu faceți lucrul ăsta. Așa cum am spus, au fost sute de proiecte pe care primarii de sector le-au trimis către Primăria Generală și care
în urma activității noastre au fost aprobate de Consiliu și le-a dat posibilitatea să-și facă proiectele de sector. Am înțeles. Da, Alexandru ne-a pregătit, producătorul meu ne-a pregătit aici fotografii cu tot 2, 4, 5 sau nu văd eu bine? Alex? Da, că al șaselea nu era puțin ocupat la vremea când s-a fi făcut poza. Da, încă o dată, toți, mai puțin, apropo, cu doamna Clotilde Armand vă vedeți mai des față de ceilalți? Poate privilegiată, de aia vă întreb, că dânsa e singura pe care n-am apucat să o întreb să-mi spună dacă e mulțumită sau nu de relații. De asemenea, când sunt proiecte de la sectorul 1, cum au fost în ultima ședință de Consiliu General, ele vin administrativ la noi și noi le tratăm ca tare. Bun. Ați zis proiecte, că sunt multe proiecte și de la ei, bănuiesc că sunt multe proiecte sau ar trebui să fie multe proiecte și de la dumneavoastră, că sunteți primarul capitalei. O să vă rog 3, dar doar 3, să-mi enumerați cele mai importante 3, repet, proiecte ale primarului Nicu Șordan din acest mandat de 3 ani și 3 sferturi. Un proiect foarte important este stația de epurare de la Glina, pe care am preluat-o la 40%, un proiect de 120 de milioane de euro, pe care am preluat-o la 40%, pe care pierdeam banii dacă nu o terminam până în 2023, am terminat-o. Un proiect, sau în fine, 3 proiecte importante sunt achiziția tramvaielor, așa cum am spus, noi n-am mai avut tramvaie cumpărate din 89, autobuzele electrice și troleibuze, la fel pierdeam banii dacă nu le luam. Un alt proiect foarte important este cel pe care l-am început săptămâna trecută, după, bineînțeles, mai multe etape de documentații, reabilitare 50 de kilometri linie de tramvai. Adică toate acele șine de tramvai care sunt deteriorate vor fi reabilitate. Ați zis vor fi. Eu vă întrebasem de proiecte finalizate, adică proiect pe care să-l scoateți și să spuneți au trecut 3 ani jumate, ăsta e gata. Da, deci ăsta e un proiect de care vorbiți în sensul că e în lucru și îl veți face. În sensul că am făcut daliu, asta am făcut documentația de achiziție, am făcut achiziție, am semnat contractele și oamenii s-au apucat de lucru. Deci asta îl veți raporta, dacă vă ajută electoratul și Dumnezeu, pe mandatul viitor. Nu este o realizare a acestui mandat. Bine, dacă vreți ceva ce e terminat, puneți podul de la doamna Ghica. Asta voiam să vă... Podul de la doamna Ghica. Da. Acolo s-ar putea să vă dea să intre în poză și Gabriela Firea, o să zic că noi l-am început, l-ați terminat... Bă, da, bine. E bine când începi să ai și o predicție financiară, că noi ne-am trezit cu conturile blocate, oameni care nu vreau să vină să lucreze cu noi, o groapă în mijlocul orașului, cam asta a fost, da. Adică proiectul cum e ăsta, 50 de kilometri linie de tramvai, 400 de milioane de euro, ăsta este un proiect pe care l-am început și pentru care am spus și de unde o să luăm bani. Bun, ați spus într-o emisiune TV la care ați participat recent, eu am urmărit, vă urmăresc și îmi notez așa, de-aia mă mai uit, citesc de aici ca să nu greșesc, că primarul Daniel Băluță de la sectorul 4 a fost cel care a venit să vă roage să-i dați pasajul și ulterior planșeul Unirii, investiție de 800 de milioane de lei astăzi, derulată exclusiv de primăria sectorului 4, pe motiv că ar face mai abitir ca dumneavoastră rost de bani. Da. Bun, ca să înțelegem și noi... Deci, în ce sens el putea mai repede ca dumneavoastră, adică, sau de unde știați lucrul ăsta? Aveați, de exemplu, documentația gata, nu știu, studiu de fezabilitate, tot și v-a respins cineva, a zis, domne, nu îți dăm ție bani, Nicu Șordan, nu e loc să vină altcineva și s-a băgat Băluță pe turnantă sau cum va funcționa povestea asta? Da, eu vă aduc aminte că, deci e vorba de 700 de milioane de lei pe care noi nu-i aveam, când a venit domnul Băluță era anul 2021. Noi eram în mari dificultăți în a plăti autobuzele autocar cumpărate în administrația precedentă, în a eșalona datoriile pentru familia Constanda, în a debloca conturile care erau blocate și toate astea. Și a venit domnul Băluță și a zis că el poate să facă rost de banii ăștia. Noi aveam datorii la transportul public, la termoficare și așa. Și a zis, bine, dacă reușiți să faceți rost de banii ăștia, luați-i. Asta a fost foarte simplu. Și că am avut dreptate când am spus asta, bineînțeles, eu am propus Consiliul General, Consiliul General a votat propunerea mea,
Și nu au fost numai asta. Au fost niște școli pe care primarul, apropo de colaborare cu primarii de sector, au fost niște școli pe care sectorul 3 a zis că vrea să le ia de la noi ca să le finalizeze. Li le-am dat. Au fost niște blocuri în sectorul 6 pe care sectorul 6 vrea să le învelopeze. Li le-am dat. Sectorul 2 a vrut să contribuie la podul de la doamna Ghica. L-am lăsat. Adică în situația financiară foarte, foarte deficitară în care eram, orice proiect benefic pe care un sector vrea să pună bani, l-am dat. Și ca să vedeți că am avut dreptate, în anul 2022, de fapt începând de la finalul 2021, când a fost o creștere foarte mare a prețului la gaz, eu am anticipat că o să avem o problemă cu banii pentru subvenția la termie. Și era încă Florin Câțu prim-ministru când am fost la prima discuție, cred că era octombrie 2021, și am cerut din lună în lună, din lună în lună, și abia în noiembrie 2022 ni s-a dat posibilitatea să împrumutăm 500 de milioane de lei. În condițiile în care Bucureștiul are 550.000 de apartamente, toate celelalte orașe împreună au 550.000 de apartamente, celorlalte orașe li s-au dat 800 de milioane de lei, li s-au dat, nu li s-a dat posibilitatea să se împrumute de pe piață, cum am făcut-o noi, și nouă ni s-au dat vreo 6-7 milioane de lei. 806. Ăsta e raportul. De-aia, când a zis domnul Băluță, găsesc eu banii, bravo, găsește, ia-i. Acum, din ce am urmărit în parohia, cu pricina, dacă tot rămânem la domnul Băluță, sper să nu stea pe undeva să sughițe, că vorbim de domnia sa, mai țin puțin și țări la altele, am văzut de acolo că nu stă numai în banii de la guvern, adică să zici că ai o proptea, o pilă, bă, îți mai dă, nu știu că, a luat și de pe la PNRR, adică banii europeni. Ăștia 700 i-a luat direct de la guvern. Ăștia 700 am și menționat, dar vorbesc de restul. Și aici, dacă vreți, le enumerăm. Stație de metrou făcută de la zero. Eu n-am auzit de ei. Unitate de pompieri, spital, care e gata de la zero, puține. Un parc a făcut nou și multe. Dacă vreți, mă mut și pe altă administrație, ca să nu rămân încă o dată la omul ăsta. Mă duc la Bolojan, la Oradea, la fel. Niște lucrări de infrastructură mare, vizibile. Adică n-ai cum să treci pe acolo să nu le vezi, decât dacă ai orbul găinilor. Sunt făcute pe fonduri europene. Cumva ar trebui să fie șansa și a Bucureștiului Mare, nu a unui sector sau altul, tot această formulă de fonduri europene, nu? Da. Care sunt proiectele astăzi pe fonduri europene din celebrul PNRR ăsta de care tot vorbim, de ni s-a uscat gura prin studiourile de televiziune, pe care Primăria Capitalei, prin dumneavoastră și echipa dumneavoastră, le are gata la cheie și pe care ar trebui să le vedem noi prin București, de dimensiunea celor enumerate, dacă vreți. Da. Deci, mai întâi să precizăm. Noi am avut niște fonduri europene 2014-2020. Corect. Pentru care banii trebuiau luați până în 2023. Astea s-au terminat. Astea au fost inclusiv cu reabilitarea de conducte, intra și această parte, da, nu? Da, exact. Ok. Bun. Bine, pe mai multe linii de finanțare. După care avem fondurile europene pe 2021-2027. Care, pe zona pe care ne interesează pe noi, încă n-au început, adică nu există ghidul, deși ele se numesc 2021-2027, noi le așteptăm în vara asta ghidurile ca să putem să aplicăm. Și mai există PNRR-ul care este la 2021-2026. Da? Pe fondurile vechi, cele care s-au epuizat acum, noi am luat tot ce se putea lua. Adică proiectele erau începute, bineînțeles, numai că licitațiile erau eșuate. La licitația de 100 de tramvaie, fosta administrație o dăduse unei firme turcești, au fost nu știu câte litigi, că de aia le-am avut cu 3 ani mai târziu. L-am luat. 100 de autobuze electrice, la fel, aceeași poveste, fuseseră două licitații eșuate, noi am făcut licitația, le-am luat. Cum v-am spus, stația de la Glina era finalizată 40%, toate complicațiile astea, studiul era făcut cu câțiva ani înainte, prețurile luaseră razna, constructorii neplătiți, am muncit, le-am terminat. Deci ce a fost determinat pe fondurile vechi, am făcut. Pe fondurile noi suntem pregătiți. În sensul că, așa cum v-am spus mai devreme, 50 de kilometri linie de tramvai, avem studii de oportunitate pentru
250 de noi tramvaie ca să schimbăm cu totul flota de tramvaie care are 40-50 de ani, da? Așa. Și proiecte mai mici care sunt asta, așa numitul ITS, care este informarea călătorilor în stații. Mai avem proiectele împreună cu Consiliul Județean Ilfov al acestor radiale până în autostrada de centură. PNRR, proiectele la care noi am putut să aplicăm au fost relativ restrânse. Adică au fost banii pentru consolidarea clădirii cu risc seismic și am luat de acolo vreo 300 de milioane de lei. Adică avem deja contracte semnate și o să cheltuim până în 2026. Am luat pentru semaforizare inteligentă și aici am avut un acord cu toate primăriile de sector. Am aplicat împreună. Și chestiuni de mai mici importanță. Dar de ce așa spuneți că au fost chestiuni de mici importanță? Că alte primării din țară au luat hălci mai mari din PNRR-ul ăsta. Adică a fost formă pentru București și o formă pentru alții? Păi, noi nu ne ocupăm de școli, de exemplu. Școlile sunt administrația primăriilor de sector. Noi nu ne ocupăm de anvelopare clădiri cu anvelopare blocuri de locuințe. Deci eficiență energetică. Nu ne ocupăm de asta. Pasaje, parcări, ce văd la alții. Nu. Deci există banii relativ puțin care din tot PNRR-ul, banii relativ puțin care s-au împărțit UAT-urilor, s-au împărțit proporțional pe județe. Și noi, București, noi am optat să luăm din banii ăștia, din cei care li s-au dat relativ puțin, să luăm 22 de troleibuze, pe care o să le și luăm. Aia ni s-au alocat. Și în rest, chestiuni mai mici. Să știți că eu mă mai uit pe telefon pentru că sunt pe pagina de socializare, le-am promis urmăritorilor că luăm și întrebări de la oameni. Da, sigur. Asta e firesc, nu o să fac numai de la mine. Scrie cineva și chiar era pe agenda mea, o să poate pare ieșit din context, dar acum vreau să adresez și întrebarea asta. Sunt mai multe persoane cu handicap care spun așa, la debutul mandatului ați înjumătățit indemnizația pentru persoanele cu handicap, spunând că sunt probleme cu banii, întreabă oamenii, dacă veți mai returna vreodată această diferență de stimulent retroactiv și când și din ce sursă, că se pare că vorbim de 400 de milioane de lei. Da. Sau cui îi lăsați? Cui ne lasă domnul primar, domnule Bucur? La începutul mandatului noi am avut un deficit, adică datorii curente de 3 miliarde de lei. 3 miliarde de lei, bugetul nostru era 4 miliarde jumate. Deci 2/3 din bugetul nostru trebuia să-i plătim pe loc. Ceea ce evident nu era posibil și de asta conturile erau blocate. Și atunci, ca să ieșim din situația asta, bineînțeles că nu vrea niciun constructor să lucreze cu primăria capitalei. UEFA ne amenința că ne ia campionatul european care s-a desfășurat, că nu puteam să punem turnicheți și alte investiții relativ minore, dar nu aveam posibilitatea să plătim și în fine. Deci a trebuit, ca să ieșim din situația asta, a trebuit să tăiem și de acolo unde nu ne-ar fi plăcut să tăiem. De exemplu, am tăiat paza în parcuri, am înjumătățit toaletele ecologice, fel de fel de tăieri pe care nu plac oamenilor, dar mă rog. Pe care a trebuit să le facem ca să ieșim la liman. Și inclusiv pe această indemnizație stabilită de Consiliu pentru persoane cu handicap s-a întâmplat același lucru. În proiectul de buget pentru 2024, cel de care discutăm acum, care încă nu există, nu e trecut, vorbim și de el. Un buget pe care eu l-am propus Consiliului General și care e pe site-ul primăriei în momentul ăsta. Am propus ca începând cu martie 2024, adică cu această lună, să plătim 750 de lei. Adică noi am plătit, avem, Consiliul a decis să plătim 500 de lei pe persoană. Vorbim de adulți, că pentru persoanele, copiii cu dizabilități am plătit cât ne-am asumat. Deci pentru adulții cu dizabilități am plătit timp de 3 ani 250 de lei în loc de 500 de lei și vom plăti 3 ani 750 de lei în loc de 500 de lei ca să ajungem la zi cu plățile pentru persoane cu dizabilități. Asta e propunerea mea. Acum să vedem dacă propunerea o să treacă deci de Consiliu. Deci asta este orizontul de așteptare pe care l-ați lansat ca să înțeleagă oamenii. Uh-huh.
Ați zis de buget, haideți să mergem la buget. Dacă acum telespectatorii îmi fac pe de-o parte agenda dumneavoastră pe alta, așa e, asta e rolul moderatorului, să se dea după ce e din studio. Liberalii vă acuză că ați creat un buget nerealist, subdimensionat, ce nu cuprinde datoriile reale ale capitalei. Întrebare, în primul rând, e adevărat că ați bugetat undeva la 1 miliard de lei pentru subvențiile la transport și termie în condițiile în care preconizăm sau preconizează cei care vă spun că e subdimensionat bugetul că vor ajunge la 3 miliarde, adică de 3 ori mai mult? Nu e adevărat. Situația este așa. În bugetul, așa cum l-am propus eu, cele două subvenții cumulate sunt 2,1 miliarde lei. Pe execuția din 2023, cele două subvenții cumulate sunt 3,2 miliarde de lei, deci am pus cu 1 miliard de lei mai puțin decât am plătit în 2023. Însă, avem așteptări de a primi, pe care nu le pun, din motive legale, nu le putem pune în momentul ăsta în buget, de 1,8 miliarde lei. Mult mai mult decât această diferență care este invocată. În primul rând, e de așteptat. Deci, înainte vă explic ce s-a întâmplat în 2023. În 2023 ni s-a spus că tu trebuie să faci bugetul local în baza unei adrese care îți vine de la Ministerul Finanțelor. Ni s-a spus, veți avea cota din impozitul bucureștenilor de 4,9 miliarde lei. Și așa am făcut bugetul. Și la sfârșitul anului au fost 6,2 miliarde lei. Da? Deci cu 1,3 miliarde lei mai mult. Și am tot ajustat pe măsură ce Ministerul Finanțelor zicea că o să primim mai mult. Noi de la început știam că o să primim mai mult, numai că nu puteam să punem decât ca să respectăm legea ce ne spunea Ministerul. Și acum Ministerul, deci am primit în 2023, am primit 6,2 miliarde lei. Și acum în 2024 Ministerul zice anul ăsta veți primi 5 miliarde de lei. Ceea ce evident că este nerealist, pentru că niciun salariu nu o să scadă, niciun impozit nu o să scadă în 2024 față de 2023, cu toată scăderea de 6% din buget pe care noi am avut-o de la cadou de la guvern. Pe de altă parte, sunt mai multe proiecte care sigur vor fi finanțate din fonduri europene și pentru care formalitățile nu s-au terminat încă, cum ar fi termoficarea, și pe care, ca să putem, și cum sunt tramvaile, cele 28 care au rămas, pentru ca noi să putem să continuăm activitatea, să luăm tramvaile, să facem conducte de termoficare, am zis că vom plăti bani din bugetul local, dar banii ăștia ne vor fi rambursați ulterior din fonduri europene. Deci ei sunt bani care există, numai că nu putem în momentul ăsta să-i punem în buget. Tot de la contestatarii cu pricina, investiții 15,38%. Nu, e 31, de fapt. Păi, dacă ne de uităm. Ce spun 15? Matematica să faci, da, să ne uităm cu toți 15,3 e ridicol. Da. Că să ne uităm cu toți în buget, e 31. Acum, se uită cei care au acces la el. Eu, unul, dacă l-aș fi citit din scoarță în scoarță, așa trebuie să lucrez cu materialul clientului. Mm-hmm. Dar am văzut, în schimb, acolo o rubrică unde apar cheltuieli de 1 milion de lei pentru publicitate, protocol, ceva de genul ăsta. Nu e un pic cam mult? Pare dublu față de ce știm din anii trecuți. Nu știu ce a fost în anii trecuți. Aici sunt fel de fel de lucruri, inclusiv traduceri, sunt deplasările pe care diversi funcționari le fac în străinătate. Și alea intră în milionul ăsta. Da, cazări, că se dau mărțișoare de 8 martie, lucruri mărunțișuri din astea, da. Temerea mea este să nu ne întoarcem la epoca firea în care anii electorali erau cu pomenii fără număr și acum crescând o sumă ciudată care n-am identificat-o ca fiind trebuie să ne uităm. Investiții. Da, am auzit prima oară de linia asta, eu nu știu să, adică n-am făcut tipul ăsta de cheltuieli extravagante, mai puțin ce v-am spus până acum. Să vedem cât a fost execuția pe anul trecut ca să comparăm. I-ați asigurat pe bucureșteni că la finalul mandatului dumneavoastră primăria capitalei va fi fără datorii. Asta a fost cumva, n-am spus niciodată asta. Am spus și se întâmplă deja din momentul ăsta că va fi fără datorii curente. Adică în momentul ăsta noi avem câteva sute de milioane
datorie către STB. Numai că ele sunt eșalonate și în fiecare lună știm cât avem să plătim. Avem în continuare parte din datoria față de familia Constanda. Și știm că încă vreo 25 de luni din momentul ăsta, în fiecare lună vom plăti 12 milioane de lei familiei Constanda. Avem eșalonată încă datoria pe autobuzele autocar cumpărate de administrația precedentă. La fel, știm că în fiecare lună plătim 4 milioane de lei pe ea. Deci, evident că avem datorii, cum toată lumea are datorii, numai că ele sunt eșalonate și nu există risc ca vreodată vreunul din oamenii ăștia, din firmele sau oamenii ăștia, să vină să blocheze conturile capitale. Cât e mai de lucru standard, dacă tot l-ați amintit? Cât? 12... Cât? Îi plătim cam 12 milioane de lei pe lună și mai avem de plată vreo 25 de luni. Bun. Deci mai trece o lună, mai intră 12 milioane. Arena Națională. Da. Energetica a fost descalificată de la administrarea arenei și în prezent se ocupă o firmă privată. Da. Contractul firmei private e mai mare decât energetica. E bine, e rău că dăm bani mai mulți pe administrarea asta? Există niște reguli. Eu cunosc problema asta. A fost o comisie de... Evident că nu cunoașteți, deci, ar fi chiar a fost un studiu, după care a fost o achiziție publică. La achiziția publică a participat această firmă și firma energetică, care e o companie municipală și care a făcuse mentenanța mai mult timp acolo. E o regulă în achiziții publice că dacă oferta este cu 20% mai mică decât suma estimată inițial, trebuie să o descalifici. Și a fost descalificată, eu să facă contestație dacă o să câștige, cu atât mai bine, dar cred că nu o să câștige. Și atunci o să plătim mai mulți bani unor privați, asta e viața. Da. Sau ghinion, vorba unui clasic. Apropo de companii. Da. Asta e una. Erau multe făcute de doamna Firea. Am desființat 15 și au plecat acasă 4200 de oameni. Asta urma să vă întreb, m-ați intuit întrebarea. 15 din 20 și... Deci în momentul de față au rămas cele 4 pe care am zis că parking, le păstrăm. STB, că nu pot să întrerup transportul public, termoenergetica și trustul de clădiri metropolitane. Astea sunt cele 4 pe care de la început am zis că le păstrăm. Și au mai rămas cele care au serviciu delegat și pentru care am întârziat să le facem evaluarea și eventual transferul serviciului delegat către privați. Cum este parkingul, compania ecohigienizare, cea care se ocupă de țânțar și de toate astea, de compania de iluminat și mai sunt una, două de tipul ăsta. Pe aici suntem. O altă critică ce vi se aduce de către cea de semafoare, foștii dumneavoastră asociați mai nou contestatari, refuzați să acceptați fuziunea dintre Elceni și termoenergetica. Care sunt argumentele tehnice pe care le invocați pentru Nu, nici de cum. Există intenția din totdeauna a primăriei de a face această fuziune. Numai că, din nou vă aduc aminte, în anul 2022, tot anul 2022, am cerut de la guvern bani sau să ne împrumutăm ca să evităm, din cauza creșterii prețurilor la gaz, să evităm imposibilitatea de a plăti și să afectăm tot lanțul termoenergetica Elcen Romgaz. În paralel cu această discuție am avut discuția despre fuziune. Deci am discutat despre această fuziune de cel puțin 30 de ori în diferite formate, cu inclusiv cu era ministru atunci Virgil Popescu, cu care am discutat de vreo 5-6 ori, cu secretar de stat din minister. Sunt probleme tehnice care trebuie rezolvate. Una dintre ele este datoria istorică a Radetului către Elcen. Și pentru rezolvarea acestor probleme e nevoie și de discuții și e nevoie și de o un audit și financiar și de activitate pentru ambele companii. Deci e un proces de durată la care noi evident că ne dorim să-l ducem la bun sfârșit. Sunt niște condiții. Unul, că ne dorim ca ponderea municipiului în această fuziune să fie cel puțin 50%.
Adică să aibă și municipiul ceva de spus despre furnizarea agentului TEM în București. Și pentru că suntem strântorați cu banii, vrem ca compensarea contribuției noastre în această companie nouă să ne fie permisă într-un interval eșalonat în câțiva ani, astfel încât să compensăm. Pentru că noi, conductele sunt parte din domeniul public, compania noastră termoenergetică practic n-are nimic, pe de altă parte, ceturile nu sunt domeniul public, sunt activ al acestei companii de producție. Și atunci trebuie ca să fii la 50-50, trebuie ca noi să compensăm. Ar trebui să venim cu un miliard jumate, două, pe care evident că nu îi avem acum și trebuie să eșalonăm. Cam asta e discuția și pe care suntem oricând deschiși. Termoenergetica este și una din companiile cu care v-ați făcut treaba, să spun așa. Treaba, când refer la ceea ce spun București, când schimbă omul țevile alea pe care nu le-a schimbat nimeni. Aici este însă o dispută. Termoenergetica a fost condusă vreme de 2 ani de zile de un liberal care a plecat la Elcen. Până la urmă, cine a făcut treaba cu țevile? Nicușor Dan, liberalii, ăla fugitul, românii, bucureștenii? Bun, în primul rând, această administrație, ca să fim foarte clari, acum avem, bineînțeles, suntem într-o perioadă preelectorală și avem opinii diferite pe diferite subiecte. Nu mai aveți dragoste deloc, adică pe românii. Da, dar în această administrație a fost o administrație cu primar subsemnatul și cu consilier general din PNL, USR, PMP. Și eu cred că această coaliție și-a făcut treaba în acești ani. Deci dacă avem merite, le avem împreună. Dacă avem nereușite, le avem împreună. Noi am schimbat în 3 ani mai multă conductă decât au schimbat administrațiile PSD în 12 ani. Deci am schimbat 28, 32, 50 de kilometri. Știți că în campanie ziceam că facem 50 de kilometri pe an, în 2023 în sfârșit am făcut 50 de kilometri pe an. Acești kilometri de conductă i-au făcut pe de o parte termoenergetica, o parte energetica și o parte, prima oară, Primăria Capitalei a făcut achiziții publice și a venit cu privați care au lucrat. Și asta o să continue. Eu sunt convins că 2024 o să facem 70 de kilometri. Garda de mediu, un pic de poluare, v-a pregătit 150.000 de lei amendă pentru că nu există plan de măsuri de combatere a poluării. Șeful Gărzii spune că va notifica de, atenție, 14 ori pentru realizarea acestui plan, dar nu a primit niciun răspuns. Nu, nici cu ei nu se discută sau îi credem pe ei, vă cred pe dumneavoastră? Da, bun. Acum, nu cred că se așteaptă cineva ca deodată poluarea să dispară când tu ai încurajat traficul printr-o dezvoltare haotică, nu există soluții miraculoase. Sunt soluții care durează ca în medicină. Cu cât mai mult timp s-a agravat boala, cu atâta mai mult timp îți ia ca să o repari. Există poluare în București, fără discuție. Ea e produsă de doi mari factori, de traficul auto și de încălzirea, că de-aia e poluare mai mare, încălzirea pe perioada iernii, de sursele de încălzire. În opinia mea, am făcut pași în fiecare din aceste două direcții. Dacă vrem să vorbim de garda de mediu, putem și noi să întrebăm de ce n-au făcut nimic la parcul Iore, când vedem că ies camioane cu lemne de acolo, de ce nu se duc în Ilfov să verifice arderile ilegale de deșeuri? Cronometru, ultimele 4 minute, asta e, trece ora repede în televiziune, tic, 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 tic. Hai să mai luăm și una pe Facebook, nu pot. Publicul meu e publicul meu. Bună seara, vă rog să-l întrebați pe domnul Nicușor Dan când vor începe lucrările de înlocuire a șinelor de tramvai pe porțiunea Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Călăraș. Vă mulțumesc. Direct de pe da. Pagină. Deci noi am zis că facem cele 50 de kilometri pentru și am scos toate tronsoanele în achiziție publică. Au venit oferte pentru 30 din 50, au rămas 4 loturi la care nu s-a prezentat nimeni, printre care și ăsta. Am scos din nou și ofertele vor veni în luna martie.
probabil că vor veni în luna martie, le vom evalua până în iunie și după care vor fi 6 luni de proiectare și 18 luni de execuție. Deci 2 ani din momentul ăsta. V-a răspuns primarul pe final. Faceți parte din, sau mă rog, sunteți susținut de o coaliție în care cel puțin una dintre formațiuni a lansat, sub o formă sau altă în spațiu public, un slogan care a prins foarte tare la români: fără penali în funcții publice. Aici mă interesează și părerea dumneavoastră, nu la ce spun cei care vă susțin. Considerați că dacă un om politic, un ales, inclusiv un primar, ajunge să fie cercetat penal, să fie inculpat într-un dosar, da? Nu că i s-a făcut o plângere, că aia pot să vă fac și eu dumneavoastră, că nu îmi place dumneavoastră sau dumneavoastră mie, da, și procurorul trebuie să verifice. Dacă ajunge să îi se spună că este inculpat, adică acel om politic, să primească calitatea oficial de la procuror de adică să se pună în mișcare acțiunea penală, da, cum ar veni. Da. Adică nu să se facă o urmărire penală în persoană. Nu o plângere, ci să identifice procurorul, să-l cheme și să-i spună: sunteți inculpat, domnule Bucura sau domnule Popescu. Acel personaj ar trebui să facă un pas în spate până la clarificarea situației sale juridice? Deci există 4 momente în penal. Cercetare penală în rem, cercetare penală in persona, punerea în mișcare acțiunii penale și trimiterea în judecată. Da? Da. Eu cred că de la a treia fază ar trebui să se facă un pas în față, în spate. Deci cercetarea, nu? Din momentul în care acțiunea penală a început, trebuie să faci un pas în spate până îți clarifici situația. Exact. Asta spune Nicu Șordan. Doamne ferește, am văzut multe, să vă mulțumesc sănătate, dar dacă se va întâmpla acest lucru la un anumit moment, acum, în următorul mandat, cu dumneavoastră, veți ține cont de ceea ce ați spus acum în emisiune și veți face un pas înapoi, lăsând justiția să și... Desigur, dar nu există niciun motiv pentru care să mă tem că se va întâmpla asta. Cine este acest domn Damian Matei, care azi are dosar penal ca urmare a atribuțiilor pe care le-a primit în primăria municipiului București? Arhitect asta este șef? O uriașă prostie. Domnul Matei Damian a fost mai întâi adjunctul arhitectului șef și acum, pentru că... Este o uriașă prostie din partea cui? Că... Din partea celor care vehiculează aceste idei. Deci, Matei Damian era adjunctul arhitectului șef. Arhitectul șef avea niște probleme personale și lipsea o dată de 2 ori pe săptămână în ultimul an al său de mandat. Și în acele zile îi delega semnătura adjunctului său, care semna autorizații. Da. Autorizațiile astea se duceau la secretarul general și de la secretarul general veneau la mine. Și procesul ăsta dura 2 săptămâni, 3 săptămâni, 5 săptămâni. Ei au zis că s-au uitat la data la care eu am semnat și în care era data oficială a autorizației, pentru că semnătura primarului e ultima, și-au comparat cu zilele în care arhitectul șef era în concediu. Dar nu atunci a semnat, că nu semnăm toți concomitent. Trebuia să se ducă să uite în spate dacă în ziua în care el a semnat avea delegație. Și evident că avea, că nu semnează nimeni. Eu trebuie să semnez publicitatea că vine peste noi. Nu despre dumneavoastră era vorba. Eu vă întrebasem ce era cu personajul. Da. Cum a aterizat acolo, cine l-a adus. Da, este un arhitect foarte competent. Arhitectul, da? Șef. Chestiunea asta cu sute de autorizații este o mare prostie. Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Asta a fost prima oră. Sper că v-ați făcut o idee, oameni buni, ștam pilai la voi, la noi doar prestația. Seară bună și mulțumesc încă o dată, domnule. Eu mulțumesc. Am revenit, oameni buni, asta am învățat să fac de 25 de ani, asta fac. Vi aduc în fața dumneavoastră, îi întreb, ați văzut, inclusiv ce scrieți, întrebări, preocupări, dumneavoastră îi ascultați, trageți concluziile. Vă plac, îi votați, nu vă plac, la gunoi cu ei. Asta trebuie să fie soarta politicianului. Ăla care e bun și performează, du-l tată până în pânzele albe. Nu-i bun, la gunoi. Nicu Șordan a fost ura asta. Ne pregătim, ne încălzim, fiindcă vine ministrul ăla cu mâncărica. Nu știu dacă neapărat mâncarea din galantar, dar mâncarea de pe câmpuri. Agricultură este cuvântul cheie pe ora a doua. Noi intrăm în scurtă, foarte scurtă pauză de publicitate și iarăși o oră maraton, ora a doua, cu ministrul agriculturii.